ce? Pacea Domnului și bine ați venit la biserică în această după-amiază și vă invit ca în numele Domnului Hristos să deschidem ora noastră intonând imnul 656, ca ucenicii în odaia de sus. Pentru că e un sabat al tineretului, aș invita ca unul dintre tineri să înalți o rugăciune pentru noi înaintea Domnului. Amin. 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 Avem nădejdea că va fi un mesaj important și comunitatea aceasta să ne influențeze și să ne facă să ne învățăm săptămâna să ne vom vedea. Amin. Pe Fiul să m-a rugat și să mulțumesc. Amin. Amin. Thank you.
unde Domnul mă cheamă, durerii câte ori fi, n-am cu El nicio teamă. Mă scoate din foc, dintre valuri mă scapă, El veghează mereu drumul meu. Vreau să cânt despre El frumos, despre Domnul Hristos. Ce iubire, aleluia, minunat m-a salvat, minunat m-a salvat. Eu merg zi de zi unde El mă trimite, furtunii de-ar lovi, am izbânzi pregătite. Curând o să ajung sus pe stânica cea-nalătă, mă ferește de rău brațul Său. Vreau să cânt despre El frumos, despre Domnul Hristos. Ce iubire, aleluia, minunat m-a salvat, minunat m-a salvat. Dori câte aș lăsa, prea puțin mi se pare. Primi voi cândva cerul întreg sărbătoare. În dragostea Lui El așterne îndată peste lacrima mea o sănă. Vreau să cânt despre El frumos, despre Domnul Hristos. Ce iubire, aleluia, minunat m-a salvat, minunat m-a salvat. Avem motive să lăudăm pe Dumnezeu în după-amiaza aceasta și dacă ar fi să enumerăm motivele, cred că n-am avea timp în ora aceasta. Însă, în primul rând, aș vrea să lăudăm pe Dumnezeu pentru muzica ascultată în biserică în această zi. Cum vi s-a părut serviciul divin de la prânz? Înălțător! Înălțător. Unul dintre cele patru mari secrete ale unei biserici biruitoare, știți care este? Servicii divine înălțătoare. Unul dintre cele patru mari secrete. Și aș vrea să lăudăm pe Dumnezeu pentru corul bisericii noastre. Dăm slavă Lui pentru că tinerii aceștia s-au pus la dispoziția Lui Dumnezeu și vor să slujească. Este extraordinar. Eu n-am trăit în Cuza Vodă niciodată din 2002-2003, de când vin în biserică, n-am avut niciodată un cor atât de numeros în Cuza Vodă, corul bisericii Cuza Vodă. Și este un lucru extraordinar. Acesta este un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu și am un text, cred că e din partea întregii biserici pentru cor. Se găsește în 2 Corinteni, capitolul 5. Încerc să-l modific puțin. Spune așa.
Noi, dar, suntem trimiși în puterniciția lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos. Cântați în fiecare sabat în Biserica Alcu Zavodă. Și dacă se poate, la fiecare serviciu divin. Pentru că muzica are rolul ei, predica are rolul ei, părtășia are rolul ei. Și dacă o biserică, dacă un serviciu divin n-are muzică, serviciul acela nu este atât de înălțător cum ar fi vrut Dumnezeu. Și nu e complet. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru ceea ce ați hotărât să faceți aici, ca lucrare a corului. Eu personal sunt bucuros pentru ceea ce am auzit astăzi și pentru felul cum a fost plin acest sector rezervat corului. În al doilea rând, aș vrea să lăudăm pe Dumnezeu pentru această inițiativă a tinerilor de a lansa un program de rugăciune. Și sunt convins că această inițiativă s-a născut din chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Duhul Sfânt acestor tineri. E foarte important să înțelegem rolul rugăciunii. Știți, într-un proces tehnologic, e foarte important ca fiecare etapă să fie făcută cum trebuie, dar fiecare etapă a procesului tehnologic trebuie să aibă ordinea ei. Imaginați-vă cum se face o pâine. Dacă noi, de exemplu, avem toate ingredientele pentru pâine, și facem, la început punem făina la copt, după ce coacem făina, o frământăm și la sfârșit punem apă peste ea. Mai putem spune că avem pâine? Deși avem tot ce ne trebuie pentru pâine. Spunea Cosmin un lucru foarte important și cred că este esențial pentru a înțelege succesul lucrării lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de oameni, are nevoie de determinare, are nevoie de cuvânt, are nevoie de instruire, are nevoie de consacrare, are nevoie de rugăciune. Dar care este ordine? Dacă noi am plecat în lucrare, după care am venit aici, am studiat, după care după studiu am început să ne consacrăm și la sfârșit ne-am rugat, cam cum are și lucrarea? Și e foarte important să înțelegi rolul, să înțelegi ce ai nevoie și timpul la care trebuie să le faci. E o vorbă în popor, pui carul înaintea cailor. Cred că, sau boii înaintea, carul înaintea boilor. Cred că este determinant pentru biserică să înțeleagă că succesul lucrării lui Dumnezeu depinde de ordinea acestor lucruri. Și prima este consacrare prin rugăciune. Înainte de a deschide cuvântul, pentru că m-a bucurat foarte mult muzica de astăzi, pentru mine a fost, vă spun sincer, o bucurie de nedescris, aș vrea să mai cântăm. Dacă încă corul nu este pregătit să cânte și va cânta la sfârșit, vă invit să cântăm împreună încă o piesă cu sala. Și aș vrea o propunere din partea dumneavoastră. Așteptăm o propunere. Care spune? Tot mai aproape. 347, tot mai aproape.
Vă mărturisesc că n-am știut de proiectul tinerilor, cam ce ar dori să facă, ca și conținut, ci doar am aflat în cadrul comitetului, așa cum spunea și Cosmin, despre dorința lor de a se ruga 10 zile. Chiar săptămâna aceasta am primit telefonul, miercuri, dacă nu mă înșel, Cosmin m-a sunat și m-a rugat dacă pot să am un cuvânt în sabatul acesta după amiază legat de acest proiect. Și pot să spun că Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât ceea ce au gândit ei cu ceea ce voi încerca astăzi să prezint din cuvântul lui Dumnezeu să se potrivească, să se lege. L-am sunat și pe Elvis și l-am întrebat, pentru că știam că el va vorbi vineri seara, zic, Elvis, tu despre ce vei vorbi? Știți, când vorbești vineri, sâmbătă după amiaza, eu personal am teama sau emoția ca nu cumva cel dinaintea mea în sabatul acela să vorbească cam același lucru. Pentru că voi fi obligat să schimb predica din mers. Și după ce am ascultat astăzi programul și intenția tinerilor, am făcut niște ajustări la ceea ce mă gândisem. Pentru că cred că este nevoie de lucrul acesta. Spunea Cosmin dimineață că s-au întâlnit și au discutat despre ce să facă în anul acesta misionar. Și vorbeau despre părtășie, despre serate, despre lucrare, despre foarte multe lucruri, foarte multe activități. Dar și-au dat seama că acest drum nu poate să înceapă decât cu consacrare și rugăciune. Și că succesul lucrării depinde de această consacrare. Mă gândeam să vorbim despre rugăciune personală și rugăciune de grup, pentru că este o diferență. Rugăciunea personală este, așa cum spune Spiritul Profetic, respirația sufletului. Este o rugăciune ce îți exprimă dorințele tale interioare pe care le spui înaintea lui Dumnezeu, e o rugăciune tainică. Rugăciunea de grup însă presupune ceva în plus. Rugăciunea de grup presupune un scop. Un scop și cei care aderă la această propunere, la această chemare, trebuie să adere la acest scop. Vă veți întâlni 10 zile. Sau ne vom întâlni 10 zile. Pentru ce ne vom întâlni? Care este scopul pentru care ne vom întâlni? Au fost multe inițiative de rugăciune și au fost multe mișcări de rugăciune. Personal am participat și am inițiat mișcări de rugăciune și au fost rezultate în urma mișcărilor de rugăciune. Vreau să vă spun că rugăciunea sinceră, rugăciunea autentică, rugăciunea care nu se oprește la tavan, care nu se oprește nici măcar în atmosferă, stratosferă și așa mai departe, care răzbate tot și ajunge la tronul lui Dumnezeu, produce cu siguranță schimbări la nivel de persoană. Cine dorește să se roage, trebuie să fie dispus să fie schimbat. Întotdeauna va produce mișcări, la nivel interior. Întotdeauna va produce schimbări. Rugăciunea autentică. Și de cele mai multe ori și rugăciunea de grup produce schimbări. Mă gândeam la paralela celor 10 zile a ucenicilor în camera de sus. Se întorc de la muntele măslinilor și aș vrea să privim așa puțin tablou cu ochii minții. Le pleacă Mântuitorul și se întorc în camera de sus. Cu ce se întorc ei? Ce le-a lăsat Mântuitorul la plecare? Le-a lăsat o făgăduință. Și spune, duceți-vă în Ierusalim și nu plecați. Până când? Nu veți primi o putere de sus. Și ei se strâng acolo
nu ca să relaționeze, nu ca să socializeze, nu ca să aibă părtășie, sau nu ca să mai discute despre una, despre alta, nici măcar ca să studieze neapărat doctrine sau ce se strâng acolo ca să ceară împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Ăsta a fost scopul cu care ucenicii s-au strâns în camera de sus. Și mă gândesc la un lucru, ei n-au pus un termen. Domnul le-a spus ceva de vreun termen? Le-a spus vreodată, vedeți că peste 10 zile se va pogorâ făgăduința? Ci ei s-au întors, s-au dus în camera de sus, s-au strâns împreună, ca grup, și au înțeles că scopul strângerii lor acolo, scopul adunării lor împreună, este ca să ceară făgăduința. Și aș vrea să vă citesc un pasaj din Faptele Apostolilor scrise de Ellen White, capitolul 4, care spune așa: ascultători de porunca lui Hristos, ei au zăbovit în Ierusalim în așteptarea făgăduinței Tatălui, revărsarea Duhului Sfânt. Dar nu au așteptat într-îndăveală. Și spune mai departe, o secundă. În timp ce așteptau împlinirea făgăduinței, foarte interesant, acum vedem cam ce se petrece cu fiecare dintre ei și ca grup. Deci ei au un scop, primesc făgăduința, au ca scop strângerea lor la oaltă primirea făgăduinței și în timp ce se concentrează asupra primirii făgăduinței, în timp ce își doresc împlinirea făgăduinței lui Iisus Hristos, în timp ce îl cred pe cuvânt că această făgăduință va fi revărsată, ucenicii, spune așa, ucenicii își umileau inimile în sinceră pocăință și își mărturiseau necredința lor. În timp ce își aminteau cuvintele pe care Hristos li le-a adresat înainte de moartea sa, i-au priceput mult mai bine înțelesul lor. Adevărurile care le dispăruse din memorie le erau acum aduse din nou în minte și ei le repetau unul după altul. Nu vi se pare extraordinar ca să ai un scop bine determinat, să te așezi la rugăciune pentru acest scop și Dumnezeu să reverse mai mult și mai mult pentru ca să fii pregătit să primești făgăduința. Ei s-au strâns la un loc pentru un scop bine determinat și Duhul lui Dumnezeu, înainte ca să se reverse într-o măsură bogată peste toți ca grup, lucrează în fiecare transformare. Rugăciunea este o armă la îndemâna creștinului care nu ne dăm seama că are o inepuizabilă putere. Spiritul profetic vorbește foarte mult despre faptul că îngerii lui Dumnezeu sunt uimiți într-un mod, ca să zic așa, negativ, de faptul că oamenii nu apelează la rugăciune atât de mult pe cât Dumnezeu ar vrea și ar fi dispus să reverse peste ei binecuvântări. Și aș vrea să vă dau un exemplu biblic cu privire la puterea rugăciunii și ce face rugăciunea. Este extraordinar, chiar discutam cu niște tineri la un moment dat, acum vreo două săptămâni, Daniel capitolul 10, de la versetul 2 citim câteva versete, spune așa: în vremea aceea eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. În a 24-a zi a lunii întâi eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel Tigru. Și apoi are viziunea aceasta, are viziunea cu
atunci când el cade la pământ și este nevoie ca să se atingă de picioarele lui, de mâinile lui, ca să poată să stea în picioare. Și uitați ce spune Domnul. Pentru că el îl vede pe Domnul în această viziune. Versetul 11. Apoi mi-a spus, Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești. El era foarte preocupat de ceea ce urma, vrea să înțeleagă ceea ce i-a fost arătat. După care, după ce mi-a vorbit astfel, a stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te zmerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Și însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Vă dați seama ce determină rugăciunea în ceruri? Când un om se roagă într-un mod autentic și se zmerește înaintea lui Dumnezeu, în ceruri au loc mișcări de trupe. Se dă alarma. În sensul omenesc, așa cum vorbim noi, nu că cerul ar fi luat prin surprindere sau Dumnezeu ar fi luat prin surprindere, n-aș vrea să se înțeleagă lucrul acesta. Dar când un om se pune pe genunchi și se zmerește și se roagă autentic, în ceruri se produce mișcare. În ceruri se produce mișcare. Vă dați seama ce avem la îndemână? Și din prima zi când Daniel s-a pus pe genunchi, cerul a început să lucreze. Și se iscă război. Se creează conflict. Pentru că, așa cum spune căpetenia Persiei, mi-a stat împotrivă 21 de zile. Cât a stat Daniel în post și în jalea lui? Cât spune? 3 săptămâni. Foarte interesant. Rugăciunea e, puterea ei depășește cu mult ceea ce putem înțelege noi. Câți dintre dumneavoastră ați auzit de Evan Roberts? Cine a fost? Evan Roberts a fost un tânăr care Dumnezeu l-a ales ca vas ca să aducă o mare trezire în Țara Galilor în anul 1904. Ultima mare redeșteptare a lumii a fost în perioada anilor 1901-1902 până în 1905-1906 a durat. Și a fost în diverse locuri ale lumii, dar aș vrea să vă spun câte ceva despre acest Evan Roberts. Un tânăr de 26 de ani, care prin el Dumnezeu a prins Țara Galilor. Aș vrea să vă citesc dintr-o carte scrisă de James Stewart, în anii 1950, prefața pe care la cărticica aceasta este scrisă de el, tot de el, în anul 1963 în Danemarca, și spune autorul că prima oară a vizitat Țara Galilor în 1936 și a cunoscut personal familia lui Evan Roberts. Vreau să vă citesc câte ceva despre acest tânăr. El a avut pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și a avut pe inimă evangelizarea, predicarea. Dar a înțeles că planurile pe care le face pentru evangelizare nu au nicio relevanță, nu au niciun rezultat dacă consacrarea și dacă lucrarea nu este condusă de Duhul lui Dumnezeu. A înțeles lucrul acesta. Și aș vrea să vă citesc câte ceva din această
din ceea ce s-a desfășurat atunci în perioada aceea. Spune autorul așa, legat de această trezire. O altă caracteristică a trezirii adevărate este că Iisus Hristos, Domnul, este centrul atracției. Și în vremea aceea, deși oamenii auziseră foarte mult pentru că popularitatea lui Evan Roberts crescuse extrem de mult, chiar dacă el nu era prezent în locul acela, oamenii spuneau că el, cu E mare, era în clădire, era în locul acela. Să știți că nu au fost adventiști de ziua șaptea. Au fost evangheliști, prezbiterieni, penticostali și așa mai departe. Dacă evanghelistul sau grupul evanghelistic este centrul atracției, atunci lucrarea este din fire pământească și nu din Dumnezeu. Și omul acesta a înțeles lucrul acesta în așa fel încât, în momentul în care intra într-o biserică și simțea că oamenii aceia au venit ca să-l asculte pe el, nici nu se ruga să predice. Pur și simplu nu se ruga să predice. Se așeza printre oameni, se runga în tăcere și apoi pleca fără să spună un cuvânt. Și unul dintre oamenii care l-au cunoscut după aceea spune despre acest om următorul lucru. El nu va merge niciodată înaintea Duhului Sfânt, ci numai după Duhul Sfânt și este gata să se dea la o parte și să rămână umbră dacă este absolut sigur că Duhul lui Dumnezeu lucrează prin el. Apoi a adăugat, aceasta este o lecție esențială pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să vă citesc ceva dintr-o carte foarte interesantă. Probabil că mulți o cunoașteți și mulți ați citit-o. Cea mai mare nevoie a adventismului, revărsarea Duhului Sfânt, scrisă de Ron Cluzet. Și în unul dintre capitole vorbește despre această ultimă redeșteptare mondială și aș vrea să vă prezint puțin ca să înțelegeți cam la ce nivel, la ce scară a fost această redeșteptare mondială. Redeșteptarea s-a răspândit în toate țările vorbitoare de limbă engleză, inclusiv în coloniile africane, în Europa Centrală de Nord, în India, Japonia, China, Coreea, Indonezia și America Latină. Impactul ei pare să fi depășit orice altă trezire cunoscută în istorie. Și apoi vorbesc despre redeșteptarea din Țara Galilor, pe care o să vă mai citesc câte ceva după aceea. Și spune așa, numărul creștinilor în Japonia s-a dublat în anul 1910. În India, numărul creștinilor a crescut cu 70% între 1905 și 1906. În America Latină s-a văzut o creștere de 180% între 1903 și 1910. În Statele Unite, Biserica Metodistă creștea cu 35.000 de membri în fiecare an. Gândiți-vă că populația la nivelul lui anului 1900 era mult, mult mai mică decât ce înseamnă acum populația planetei. Baptiștii din Sud au crescut cu 25% doar într-un singur an, iar presbiterienii au numit anul 1905 cel mai remarcabil an al evangelizării. Și aș vrea să vă citesc legat de această mare trezire la nivel mondial. Sora White a fost contemporană cu această trezire. Aș vrea să vă citesc ce s-a întâmplat la sesiunea Conferinței Generale din 1901 și ce viziune a avut Sora White cu privire la aceasta. Și aș vrea să fim puțin atenți pentru că e foarte important. Pe 30 ianuarie 1903, mesagerul Domnului a scris ceva ce fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să cântărească cu grijă. Ea a descris o întâlnire din 1901 de la sesiunea Conferinței Generale care trata subiectul revărsării Duhului Sfânt. S-au făcut rugăciuni fierbinți și întâlnirea a fost marcată de prezența Duhului Sfânt. Duhul pătrudea adânc în inimă, iar unii dintre cei prezenți plângeau cu glas tare. Frații din conducere au luat inițiativa de a-și mărturisi greșelile și sentimentele negative pe care le-au avut față de colegii lor. Unul a repetat mesajul adresat bisericii din Laodiceea și și-a mărturisit starea de păcat, cerându-și iertare de la ceilalți.
Aceia cărora le-a vorbit au sărit în picioare, mărturisând și cerând iertare, apoi cădeau unul pe gâtul celuilalt, plângând. Spiritul de mărturisire s-a răspândit peste întreaga adunare. Atât de puternică a fost această întâlnire, atât de plină de Duhul lui Dumnezeu, încât Ellen White a identificat-o ca pe un timp al cinzecimii. Și adaugă ea, lucrarea a continuat până târziu noapte, până aproape de dimineață. Cum vi se pare această atmosferă? Divină. Divină. Extraordinară. Aș vrea să mai citesc. La acea sesiune istorică din 1901 au fost realizate lucrări importante, cum este reorganizarea bisericii. Dar cea mai mare lucrare pe care Dumnezeu a căutat să o realizeze a fost totala predare față de Dumnezeu și față de semeni. Din nefericire, aceasta a fost o viziune care nu s-a materializat niciodată. Îngerul i-a spus, Sorei White, aceasta ar fi putut fi. Ellen White conchidea. Asupra mea s-a abătut o agonie a dezamăgirii când mi-am dat seama că scena la care fusese martoră nu era reală, deși tot cerul aștepta să-și reverse îndurarea față de ei. Foarte interesant. Are loc o redeșteptare mondială din anul 1902 până în anul 1906. Și totuși, în anul 1901, când sesiunea conferinței generale are loc, Dumnezeu avea în plan să reverse ploaia târzie peste poporul lui. Și n-a făcut-o. Oamenii aceia s-au întâlnit și au stabilit niște lucruri, au făcut niște lucruri importante, lucrări importante, cum este reorganizarea bisericii. Dar ce era cel mai important? Ceea ce Dumnezeu dorea să reverse peste ei. Am stat și m-am gândit, de ce nu a fost cerută această făgăduință? Poate pentru că nu ne gândim la ea, poate că nu îndrăznim să o cerem. Poate că credem că va fi undeva într-un viitor, plasăm ploaia târzie întotdeauna într-un viitor și niciodată în timpul prezent, pentru că totdeauna ne gândim la evenimentele profetice ca fiind de viitor. Și a trecut pe lângă poporul lui Dumnezeu lucrul acesta. Am rămas uimit. Și aș vrea să vă citesc un pasaj foarte interesant pe care îl prezintă cineva din ceea ce s-a petrecut în realitate în anul 1905, în trezirea spirituală 1904-1905 în Țara Galilor. R.B. Jones scrie în legătură cu aceasta. Am simțit cum focul curățitor al lui Dumnezeu trece prin mine și scoate la iveală lemnul, fânul și trestia lucrărilor și gândurilor mele. Când m-am ridicat să vorbesc, certitudinea aceasta era așa de umilitoare și copleșitoare, încât atunci când am început să mă rog și să mă adresez adunării, am simțit în mod involuntar că în primul rând trebuie să mărturisesc aceste lucruri. Iertați-mă, citesc și parcă citesc ceea ce văzuse Ellen White în viziune, iar acest om trăiește în Țara Galilor în 1904-1905. Apoi am cerut și altora care, ca și mine, au fost conștienți de atingerea directă a lui Dumnezeu să stea împreună cu mine înaintea lui, pentru ca atunci și acolo să-i cerem să ne curețe astfel încât să nu fie niciun material nefolositor la venirea zilei focului, adică a zilei pogorârii Duhului Sfânt. La această invitație, toți cei care umpleau cortul s-au ridicat în picioare ca un singur om. Nu am rostit niciun cuvânt din predica de încheiere atent pregătită. Plănuisem să vorbesc despre rugăciunea prin Duhul Sfânt. Însă Dumnezeu nu avea nevoie de o predică, pentru că în locul acesteia avea de gând să ilustreze subiectul
predicii. Aș vrea să vă întreb, pentru ce vrem să ne strângem la rugăciune? Ca să relaționăm? Ca să socializăm? Ca să studiem? Ca să discutăm? Ca să ne rugăm? Trebuie să avem un scop. Și scopul acesta nu trebuie să fie unul mic, de jos, ci trebuie să fie cel mai înalt scop pe care l putem avea. Revărsarea Duhului Sfânt. V-ar plăcea să fiți un Evan Roberts? Un tânăr de 26 de ani, care, de la care a plecat o trezire care a adus într-un an peste 500.000 de oameni la Dumnezeu. 500.000 de oameni. Ți-ar plăcea să fie Evan Roberts? Sau ție ți-ar plăcea? Sau ție ți-ar plăcea? Să ai momente în care să spui, Doamne, mă consacru de plin înaintea Ta și vreau prezența Ta pentru că vreau să conduci Tu viața mea și să fiu de folos în lucrarea Ta și Duhul Sfânt să conducă această lucrare. V-ar plăcea să se întâmple acest lucru după aceste 10 zile? Este posibil? Dumnezeu nu condiționează ploaia târzie de vreun timp, de vreo dată, ci o condiționează de disponibilitatea totală și de consacrarea totală a poporului Său. Și uitați-vă că deși a fost o ploaie peste această mișcare din anul 1902, 1905, 1906, Dumnezeu n-a împlinit lucrarea pentru că așteaptă poporul Lui care are adevărul revelat din Sfânta Scriptură ca să ducă această lucrare mai departe. Știți ce s-a întâmplat în zilele acelea? În zilele acelea, fiecare om vedea clar că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor arzătoare ale poporului Său și că a trimis o transformare spirituală puternică. Prezența Domnului putea fi simțită pretutindeni, în case, pe străzi, în mine, în fabrici, în școli și chiar în baruri. Sentimentul prezenței Sale era atât de puternic încât până și locurile de distracție și de petreceri fuseseră umplute de o teamă sfântă. De multe ori s-a întâmplat ca bărbații să intre în bar, să comande băuturi și apoi să se întoarcă rușinați, lăsându-le neatinse. Până atunci, țara Galilei era împrinsoarea pasiunii fotbalului. Aceasta era singurul lucru la care se gândeau și era singurul subiect de discuție a zeci de mii de bărbați din clasa muncitoare. Marea Britanie este țara în care s-a inventat fotbalul. Dar când a venit trezirea, de asemenea pariau pentru scorurile meciurilor. Dar când a venit trezirea, chiar și cei mai faimoși jucători de fotbal erau convertiți și participau la întâlnirile din aer liber pentru a mărturisi despre lucrurile extraordinare pe care Domnul le făcuse pentru ei. Multe echipe au fost desființate din cauza că jucătorii erau mântuiți, iar stadioanele erau goale. Sub pământ, înainte de a se împrăștia în mină, minerii se întâlneau să se închine și să studieze Biblia. Chiar și copiii din școli fuseseră fermecați de Dumnezeu. Și aș vrea să vă mai citesc câteva idei despre ceea ce s-a întâmplat atunci. În 5 luni, o jumătate de milion de oameni au devenit creștini. Tavernele falimentaseră pentru că nu mai aveau clienți. Sarcinile în afara căsătoriei practic dispăruseră. Judecătorilor au fost date mânuși albe, nu mai aveau cazuri de judecat. Nu mai erau tâlhari, spargeri, violuri, crime și delapidări. Infracționalitatea pur și simplu încetase. Consiliile districtuale s-au întâlnit de urgență pentru a hotărî ce să facă cu atâția polițiști care nu aveau nimic de făcut. Unii au devenit creativi. În loc de a patrula în jurul terenului de la meciurile de fotbal sau în preajma cârciumilor noaptea, au început să cânte în biserici. Atât de mulți mineri își predaseră viața lui Isus și nu mai foloseau vorbe murdare, încât caii folosiți în mine
încetiniseră producția nepricepând ce li se spunea. Pentru că erau învățați să fie înjurați și apostrofați și bătuți ca ei. Și în momentul în care vorbeau frumos cu ei, nu mai dădeau randament. Este extraordinar. Aș vrea să mai întreb o dată. Pentru ce ne strângem? Care este scopul strângerii noastre? Și cum putem să limităm noi, prin atitudinea noastră, o asemenea putere care izvorăște de la Dumnezeu? Frații mei și surorile mele, dacă e un moment, așa cum spunea Cosmin, dacă a fost vreodată vreun moment mai potrivit ca să cerem umplerea noastră cu Duhul Sfânt și să avem o consacrare deplină, atunci momentul acesta este acum. Și aș vrea să închei prezentarea din seara aceasta cu un îndemn pe care îl găsim în Zaharia, capitolul 10, cu versetul 1. Care spune așa: cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgere și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Cereți de la Domnul ploaie. Strângeți-vă, consacrați-vă, pocăiți-vă, predați-vă lui Dumnezeu și cereți de la Domnul ploaie. Și Dumnezeu este mai dornic să dea Duhul Său cel Sfânt copiilor Lui decât noi să dăm daruri bune copiilor noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Cereți de la Domnul. Pe pământ suferă spicul, lanurile sunt însetate. Nimeni nu se roagă încă, dorm străjerii încetate. Lacrimi nu mai cad, sau poate nu le mai vedem căzând. Prea puțini se roagă astăzi să coboare Duhul Sfânt. Ornicele lumii în cântec sună ora nevegherii. Înșelați de un zvon de pace și-au închis ochii străjerii. Stau atâtea să se întâmple, profeții de mult prezise. Duhul Sfânt vrea să coboare, dar sunt ușile închise. Se mai zăbovește încă, nu e pregătit poporul. Lanul suferă de sete și nu poate sparge norul. Rugăciunea e puțină, strigătul spre cer e șoaptă. Vorba, câtă e de multă, prea departe e de faptă. Cereți de la Domnul ploaie, se aude o strigare. Secerișul e aproape, lanul freamătă sub soare. Cereți Duhul Sfânt și cereți o măsură îndoită. Picături de har cădea vor peste inima zdrobită. Fulgeră prin anotimpul ploilor îmbelșugate. Se deschid zăgazuri, gata să se verse în plinătate. Ploia înseamnă biruință, revărsare de putere. Va primi făgăduința cine în credință o cere. Trece timpul rugăciunii. Peste veac se lasă seara. Trece peste fruntea noastră îngerul cu călimara. Cine va putea cunoaște dacă este scris în carte? Cine a păzit porunca, s-o păzească mai departe. Cât nu trecem de hotare, cât n-apune ziua milei, cereți de la Domnul astăzi să adape setea gliei, să reverse în torente ploaia Duhului cel Sfânt. Ploaia înseamnă sigilare într-un veșnic legământ. Amin. Vă invit să cântăm spre slava lui Dumnezeu, acum la închiderea acestei ore, imnul 445. Doamne, marea ta lucrare! Thank you.
încă o dată refrenul. Încă o dată refrenul. Duhul Sfânt dă putere, Duhul Sfânt dă tărie, nădejdea noastră și biruința este Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea să vă invit cu rugăciuni scurte toți cei care sunt îndemnați să se roage, să o facă înaintea lui Dumnezeu. Amin. 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 Tată, Bun și Sfânt, într-adevăr, Doamne, Tu ești tăria și nădejdea noastră prin Duhul Tău cel Sfânt. Dar, Doamne, mă curisim aici înaintea Ta că și acest tineret este nădejdea noastră. Te rog să-i binecuvintez, Doamne, și în aceste dulce zile să facă, într-adevăr, o unire între ei cu Tine și cu Cer. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, vă rog o măsură mare, imensă, peste fiecare suflet care își ridică ochii către Tine, Doamne, și imploră prezența Ta în mintea și în inima. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru mesajul din această după-amiază. Amin. Doamne, să ne dai și nouă puterea rugăciunii, să revești Duhul Tău cel Sfânt asupra noastră și atunci când vom primi Duhul Tău cel Sfânt, să putem, Doamne, să facem împreună cu Tine o lucrare extraordinară în lumea aceasta. Amin. Numele Tău să fie slăvit acum și în veci. Amin. 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 Tată, Tu ești în cer, îți mulțumim pentru că ne-ai creat, îți mulțumim pentru comitetul, care îți mulțumim pentru tineretul din această biserică. Amin. Îndrumă-i Tu, Doamne, că cei sunt viitorul bisericii, ajută-i Tu să aibă o viață frumoasă, în numele Domnului Iisus Hristos, să-L învăț. Amin. Amin. Implorăm prezența Duhului Tău cel Sfânt, Tată, peste noi toți cei prezenți aici. Și în mod special dorim ca conducerea acestei lucrări de rugăciune de 10 zile să aparțină în totalitate Ție. Cerem prezența Ta peste tinerii aceștia și trimite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare dintre ei. Adună cât mai mulți oameni la rugăciune în aceste zile și fă în inima fiecăruia dintre ei schimbarea de care dorești. Binecuvântă-ne în săptămâna aceasta în care intrăm și ajută-ne ca să ne vedem cu toții sănătoși și în pace în sabatul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Biserica, amin? Amin. Amin. Cum zicea fratele nostru Godfrey? Cu zavodă trebuie să fie? Mântuit. Așa, încă o dată. Cu zavodă trebuie să fie? Așa. Amin. Mai cu convingere, știți. Eu pot să spun pentru că mă apropii mai mult de... De Godfrey? Să vină. O să... Programul nostru se încheie pentru sabatul acesta. Mulțumim Domnului pentru că ne-a ajutat și a fost într-adevăr un sabat încărcat și plin. Și am avut, avem ce mesaj să luăm cu noi în săptămâna aceasta. Le mulțumesc și le mulțumim fraților Elvis și Valentin că ne-au ajutat. De asemenea, tuturor celor care s-au implicat. Și vreau să vă zic, am vrut dimineață să spun, dar mi-a scăpat. Eram destul de ocupat cu să
să spun toate lucrurile. Deci, Livia, sunt sigur că a văzut dirijoarea noastră, faptul că noi nu avem corul doar în locul acesta. Toată biserica aia poate să fie un cor. Și cred că o să extindem corul, să știți. Adică încă se mai fac înscrieri, vă așteptăm dacă vreți să vă implicați, pentru că a sunat prea, prea frumos astăzi. Și chiar avem potențial. O biserică de coriști? A? Oricum în ceruri toți o să fim coriști. În continuare, după cum spuneam, programul nostru se termină aici. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână cu noi pe parcursul săptămânii. De mâine începe, mâine avem prima zi din cele 10 zile. După ce vom degaja sala, cei care au spus că se vor implica să organizeze o grupă la ei acasă și cei care vor merge sau vor să se implice sunt așteptați să rămână pe loc. Mai stăm 10 minute, să zic un sfert de oră, să discutăm ultimele detalii tehnice, să vedem cărțile și restul sunt invitați să rămână la ora de tineret, OT2. Cam atât, vă mulțumim pentru participare și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. Amin. Amin. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.